ziua, bun găsit la o nouă emisiune a Zingor și eu sunt Mihaela Horvat. Sper că v-am regăsit sănătoși voinici. Astăzi stăm de vorbă cu domnul primar Marcel Romanescu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-a regăsit! Domnul primar, avem multe de povestit în această emisiune. A trecut ceva timp de când ați venit la noi în studio. Suntem și într-o perioadă destul de dificilă, să-i spunem, sau complicată mai degrabă. Suntem într-o perioadă de campanie preelectorală, avem încă pandemie, lucrurile sunt mult mai grave decât acum câtva timp, din acest punct de vedere. Aș vrea să începem să vorbim un pic despre cum vă pregătiți dumneavoastră în această perioadă, vin alegerile, deși multă lume spune că s-ar putea ca acestea să fie amânate. Partidul PNL, ce credeți că are de gând? Va amâna aceste alegeri? Toată agitația asta din jurul acestui proces care ar trebui să aibă loc pe 27 septembrie, peste o lună, are rost sau nu are rost? Suntem rezervați toți, și eu și echipa mea de la organizația, cel puțin municipală, dar sunt sigur că în urma consultărilor, dacă va fi nevoie cu celelalte formațiuni politice, se va găsi soluția cea mai bună. Personal, la ceea ce se întâmplă astăzi, nu știu ce se va întâmpla mâine, cred că alegerile se vor ține, pentru că nimeni în acest moment nu ne poate spune dacă perioada următoare va fi mai relaxată din punct de vedere al acestui virus și de aceea nu cred că avem nevoie de amânări succesive. Și legea și Constituția României este în momentul acesta la limită. Știu foarte bine că mandatul unui primar și mandatul autorității publice locale se poate prelungi cu maxim 6 luni în condiții deosebite, în stare de urgență, așa cum este prevăzut termenul în legislația fost, în vigoare. Au fost amânate odată. Da, au fost amânate cu 3 luni de zile. Da. Cred că 3 luni sunt în septembrie, să împlinesc cele 3 luni de zile de când au fost amânate aceste alegeri. Dacă mergem strict pe aceste termene de 6 luni de zile, putem să le organizăm maxim până la sfârșitul lunii decembrie. Nu știu. E adevărat că în condițiile în care situația o va impune, formațiunile politice prin acte normative, prin proiecte de lege sau prin alte acte normative emise de Guvernul României, trebuie să găsească o soluție. Aici soluția se află la îndemâna celor care ne conduc destinele, că sunt parlamentari sau că fac parte din Guvernul României, și vreau să cred că vor lua cea mai bună decizie. Dar afecta în urma unor consultări. Alegeri. Pe mine personal nu, pentru că știți cum, proiectele sunt într-o continuă derulare. Unele dintre ele finalizez, altele intră în execuție, deci nu mă interesează în mod deosebit momentul în care se organizează aceste alegeri. Și în această perioadă, ca și în perioada de campanie, pentru că le-am transmis colegilor mei din Partidul Național Liberal, vreau în primul rând să fiu primarul cetățenilor, pentru că până în momentul în care se alege un primar în municipiul Târgu Jiu, cetățenii m-au mandatat să-i conduc. Și trebuie să mă împart între cele două calități. Calitatea de primar, care este prioritară, pentru că de aceea sunt astăzi în această funcție, și calitatea de membru al echipei Partidului Național Liberal pentru campania electorală. Fac tot ceea ce depinde de mine, ca în afara programului meu de activitate, să pot să-mi ajute echipa pentru un rezultat deosebit pe care sunt sigur că îl vom obține indiferent când se vor organiza aceste alegeri. Domnul primar, au fost niște, știu eu, evenimente, să le pot numi așa. Ați avut o reacție foarte dură din partea domnului Morega, domnului Dan Ilie Morega, care v-a reproșat în cuvinte destul de, cum să spun, dureroase, aș putea spune, v-a făcut șarpe care, pe care l-a strâns la pieptul său 20 de ani, iar dumneavoastră nu i-ați dat un telefon de la mulți ani atunci când a fost ziua dumnealui. Cunoscându-mă dumneavoastră de aproximativ atât de mulți ani de care știm, mă cunoaște, nu? Și domnul Morega, da. Vreau să credeți că din respect pentru domnul președinte Dan Ilie Morega,
întotdeauna voi spune același lucru. Dacă am greșit, îmi cer scuze. Motivul real nu este acel mesaj de la mulți ani. Pentru că dacă l-am transmis de nenumărate ori și cred că n-a fost eveniment în viața dumnealui, că a fost zi de naștere, că a fost Sfântul Ilie, că a fost sfârșit de an sau sărbătorile legale, permanent i-am transmis, pentru că este un om care reprezintă în continuare ceva pentru mine, pentru tot ceea ce a însemnat activitatea mea profesională sau politică în ultimii 20 de ani, de când îl cunosc pe domnul președinte. Dar am rezerva necesară, ținând cont de faptul că e o legătură prea frumoasă care s-a creat în 20 de ani, încât să fac doar atât. Să-i transmit multă sănătate, iar dacă cumva s-a simțit lezat sau cumva nemulțumit de faptul că în ziua respectivă, poate și determinat de un program extrem de încărcat pe care l-am în această perioadă, nu pot decât să-mi cer scuzele de rigoare. L-a considerat un fiu, dumneavoastră cum l-ați considerat? Omul care a contat foarte mult sau și-a pus amprenta pe cariera mea politică și administrativă și profesională, pentru că prima dată când l-am cunoscut pe domnul Moreca, avea calitatea de decan al Facultății de Științe Economice, acolo unde am fost și angajat. Dar eu sunt sigur că 20 de ani de activitate neîntreruptă, că am lucrat împreună în acea universitate, dânsul din calitatea de profesor, eu de asistent și de carieră politică, nu se pot șterge cu buretele pentru un moment pe care fiecare din viața noastră îl traversăm. Fiecărui cetățean care sigur ne urmărește și nu numai care nu ne urmărește, i-a trecut la un moment dat, cum să vă spun, o zi deosebită din viața cuiva și poate a regretat. Cum regret și eu că n-am sunat la momentul acela așa cum am sunat de sute sau de mii de ori, cred că de mii de ori în perioada relației noastre profesionale sau politice, s-a întâmplat odată ca să nu-i transmit un la mulți ani, pe care știe sigur că el doresc din tot sufletul, nu se pune problema ca să am vreo problemă legată de domnul Moreca. A luat legătura cu domnul lui după reacția pe care m-a avut-o? Nu am luat legătura. Nu l-ați mai sunat? Urmează în perioada imediat următoare să iau legătura. Băi, e teamă că o să... Îl cunosc foarte bine pe domnul Moreca, iar relația noastră până în acest moment și pentru mine și de acum încolo va fi o relație de respect deosebit. Deci îl voi respecta pe domnul Moreca indiferent de... Sunteți supărat pe dumnealui pentru că a folosit acele cuvinte? Nu, cred că lucrurile comportau, cum să vă spun, mai multă atenție. V-am spus, o relație de 20 de ani nu poate să se încheie și eu sunt sigur că nu se va încheia cu un astfel de mesaj. Eu pot să înțeleg și dânsul are o vârstă, s-au acumulat foarte multă tensiune, ca și în viața mea, după 3 ani de mandat de primar și nu numai după 3 ani de mandat, pentru că sunt și experiențe și celelalte experiențe, dar eu sunt sigur că va trece peste aceste momente și mă va înțelege, pentru că în viața dânsului a deținut funcții poate mai înalte decât funcțiile pe care le-am deținut eu și știe foarte bine ce înseamnă la un moment dat să conduci destinele unor oameni. Că a fost într-o societate comercială sau că a deținut funcții publice, sunt zile în care nu numai că nu te gândești la ceilalți, sunt zile în care nu te gândești nici măcar la tine. Și de aceea, în primul rând... Spuneți că sunt circumstanțe dacă, atenuante în... Nu, eu v-am spus, dacă m-aș gândi în primul rând la cineva pe care cu adevărat am lezat în această perioadă, ar fi propria mea familie. Da? Înțeleg. Dar n-am primit niciodată reproșuri nici de la fetițele mele, nici de la soția mea, nici măcar de la mama mea, care în ultima perioadă mă sună dânsa de foarte multe ori, știind că sunt prins cu diverse probleme și mai ales când ești primarul municipiului Târgu Jiu, treci dintr-o problemă în alta câteodată la nivelul a câtorva minute. Și de aceea vă spuneam că eu sunt extrem de liniștit pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Știu că față de domnul Moreca, cel puțin până în acest moment, n-am greșit niciodată. I-am purtat un respect deosebit, îl port în continuare, că asta vreau să vă spun, indiferent de modul cum a tratat dânsul această problemă, eu îi port un respect deosebit și îl voi păstra atâta timp cât va fi nevoie.
Dani Inie Murega, domnul Dani Inie Murega, domnul profesor, are o influență și acum destul de mare în acest oraș, în acest județ. V-a afectat această întâmplare din punct de vedere electoral, să spunem? Eu sunt sigur că nu. Chiar dacă au încercat să o speculeze contracandidați și alte persoane care, vă dați seama că nu își doresc obținerea unui rezultat deosebit de către mine în campanie electorală, eu sunt convins că oamenii înțeleg foarte bine aceste momente și le traversează. Pentru că, așa cum vă și spuneam la începutul intervenției mele, fiecare în viața noastră am greșit. Da? Important este să putem să avem să putem să avem tăria și să spunem, domnule, am greșit, îmi cer scuze, da? Că sunt oameni care nu și-au cerut poate niciodată scuze, deși au făcut greșeli mult mai mari. Pentru un la mulți ani de ziua cuiva, credeți-mă că sunt oameni importanți în viața mea pe care poate nu i-am sunat la momentul potrivit. De dar, când nu mai vorbeați cu domnul Murega? De câteva zile înainte de Sfântul Ilie. Nu vorbeam. Am vorbit cu câteva zile înainte. Să-i cereți sfaturile și acum, discutam, la 3 ani de mandat? Discutam, întotdeauna ne consultam, pentru că așa mi se pare normal. Mă consult cu foarte mulți oameni importanți ai județului Gorj, oameni care au deținut sau care dețin în continuare calități oficiale în județul Gorj, pentru că vasta experiență a acestor oameni mă determină pe mine să fiu mult mai performant. Sunt omul care, de multe ori, și din lucrurile bune pe care le fac alții, dar mai ales din greșelile celorlalți, am foarte multe lucruri de învățat. Recunoașteți că v-a supărat declarația dumnealui, că altfel ați fi pus una pe telefon și l-ați fi sunat Personal, cred că nu se tratează problema în felul acesta. Personal. Da? Adică și eu în viața mea... Și așteptați să vă treacă supărarea pe dumnealui? Personal, v-am spus, și eu în viața mea am avut persoane care m-au nemulțumit cu un lucru sau poate mi-au produs un anumit prejudiciu moral sau de altă natură. N-am tratat subiectele astea în rețele de socializare, spunând, domnule, că nu m-ai sunat la un anumit moment, pentru că suntem oameni, suntem supuși greșelii, greșesc, nu numai față de dânsul, greșesc de foarte multe ori, poate pentru că nu pot rezolva problemele cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Asta fac de fiecare dată. Le mulțumesc pentru că au înțelegerea necesară că toate aceste probleme se pot rezolva într-o perioadă medie de timp sau mai lungă de timp. Dar ce spuneți despre faptul că, tocmai din acest motiv, faptul că dumneavoastră v-a scăpat, putem spune, ați uitat, pentru că, într-adevăr, sunteți un om ocupat, trebuie să recunoaștem. Dumnealui a spus că v-a sprijinit pe doamna Luminița Popescu în campania electorală care va urma și care se va bată pentru primăria Târgu Jiu. Și pe dumneavoastră, N-am venit. N-a zis că nu va sprijini deloc. N-am venit în emisiunea dumneavoastră să vorbesc despre contracandidați. Nu, voi evita... E foarte interesant să aflăm părerea dumneavoastră în legătură cu acest aspect. Este opțiunea celor două persoane. Care v-a susținut în tot ce ați făcut dumneavoastră. Este opțiunea celor două persoane, a candidatului și a susținătorului, da? Și eu voi avea în campanie electorală oameni care nu neapărat se află pe listele Partidului Național Liberal și care mă vor susține. Deschis sau prin relațiile personale, sunt foarte mulți oameni în municipiul Târgu Jiu care nu își asumă de foarte multe ori susținerea în mod deschis, pentru că câteodată este extrem de periculoasă, mai ales cei care vin din anumite zone. Dar știu că am mulți oameni cu care mă întâlnesc, cu care stau de vorbă, care mi-au declarat deschis că mă vor susține în această campanie electorală. V-ați mai întâlnit cu situația asta în care oamenilor să le fie frică să se afișeze cu o anumită imagine, de exemplu cu a dumneavoastră? Spuneți că vă susțin, dar fără să iasă în față. Așa se obișnuiește în campaniile electorale sau asta e... Cea care va urma acum e un din pic păcate, altfel. Nu. Sunt lucruri care se petrec de foarte Spuneați mult timp. Spuneați că ar fi periculos pentru unii oameni să-și arate Sigur, sunt oameni care vin din mediul de afaceri, sunt oameni care vin din instituții publice, sunt oameni care vin din complexul energetic Oltenia, da? Care nu ies la suprafață. Sunt foarte puțini care transmit în mod direct mesajul susținerii pentru un anumit candidat, nu neapărat pentru mine, da? Omul este rezervat, chiar dacă te susține, chiar dacă te apreciază. Preferă de foarte multe ori mai bine să te întâlnească direct și să spună acest lucru sau să facă ceea ce știe că are de făcut pentru susținerea unei anumite persoane. Pentru că
Din păcate, trecerea de la o guvernare la alta i-a făcut pe foarte mulți dintre cetățeni să fie extrem de rezervați. Da? Mă vede directorul de la mine din instituție sau mă vede cel din societatea comercială că îl apreciez pe Romanescu. Da? Da. De aceea, pe lista mea, de consilier local, și o să fac o trecere foarte rapidă la această listă de consilier, sunt oamenii care s-au expus direct în cei 3 ani de mandat. Spuneți că și-au asumat niște riscuri. Da. Și-au asumat riscuri foarte, foarte mari în momentul în care au mers alături de mine și înainte de campanie electorală, dar sunt o parte dintre ei care au mers cu mine în toată această perioadă de mandat de primar, care n-a fost o perioadă extrem de liniștită. Eu trebuie să recunosc că sunt 2 etape ale perioadei mele de primar, începutul de mandat, în care trebuie să recunosc că am avut anumite probleme, ținând cont de faptul că nu știam foarte bine sistemul, nu știam legăturile dintre direcțiile de specialitate, problematica cu care mă confruntam și a doua parte a mandatului, care sunt sigur că a fost exact ca la cursele de atletism. Da? Adică am forțat foarte mult, având în spate și experiența primului, al doilea an sau pentru al treilea an, și eu zic că rezultatele s-au văzut foarte, foarte bine. Domnul primar, cam ați amintit de lista pe care dumneavoastră o construiți încă sau v-ați hotărât, sunt numele care au apărut în presă, vor face parte din lista de consilieri. Mi-am notat și eu aici, a scris presa locală astăzi, dumneavoastră sunteți pe primul loc, domnul Bogdan Bejinaru, care este și secretar general al PNL Târgu Jiu. Lucrează și la complexul energetic Oltenia, la Gils Nord, la cariera Gils Nord. Exact. Este pus în lista dumneavoastră. Ce puteți să ne mai spuneți despre domnul Bejinaru? Bogdan Bejinaru de 3 ani de zile, nu numai de 3 ani de zile. Scuzați-mă, Bejinaru sau Bejinaru? Bejinaru. Bogdan Bejinaru este omul care se ocupă de tot ceea ce înseamnă partea de organizare în Partidul Național Liberal în organizația municipală. Tot ceea ce vedeți, toată strategia care se face, e adevărat, la consultările pe care le avem permanent, toată strategia din 2017 pe partea de organizare. Adică este omul care știe foarte bine resursa umană a Partidului Național Liberal, cel puțin pe organizația municipală. Este omul care a participat cu mine în campania din 2017, o campanie din punctul meu de vedere care a dat un câștigător detașat, da? Am câștigat primăria împreună cu o organizație relativ mică. Deci da? Este un apropiat al dumneavoastră. Este secretarul general în Partidul Național și Liberal. Personal, probabil. Este o persoană apropiată, pentru că nu pot lucra prin felul meu de a fi. Nu pot să lucrez decât cu oameni care îmi sunt foarte, foarte apropiați și în care am încredere. În Bogdan am încredere pentru că v-am spus, de cel puțin 4 ani de zile lucrăm împreună pe tot ceea ce înseamnă viitorul acestei formațiuni politice și, în primul rând, organizația municipală. Susține că sunt majoritatea oameni fără CV, cu 2 excepții, domnul profesor Nodea, Eugen, binecunoscutul profesor și apreciatul profesor Nodea de la Tudor Vladimirescu, și ar mai fi domnul Dani Ilieș. Acestea ar fi excepțiile. Doamna Horvat. Domnul Ilieș, înțeleg că este șeful secției. Vreau să clarific o problemă. Iar în rest, Ion Slivilescu, Daniela Vulpe, cine ar mai fi? Claudiu Fiu, eu vă garantez că Constantin Semen, Daniel Căloi. Eu vă garantez că în acest moment, mare parte din numele astea pentru Târgu Jiu reprezintă foarte mult. Nici nu m-a interesat să reprezinte ceva pentru oamenii care contestă această listă. Da? Pe mine mă interesează ca fiecare din acești colegi de-ai mei care se află pe lista de Consiliu Local să reprezinte ceva pentru Târgu Jiu. Ce și reprezintă fiecare... domnul Daniel Tălui, de exemplu? Daniel Tălui este un om care vine din armată, a lucrat în cadrul Ministerului Apărării. Ulterior, este singurul expert din Oltenia care autorizează tot ceea ce înseamnă activitatea aceasta de activitate, nu știu cum să o numesc. Autorizează documente pentru folosirea armelor de vânătoare. Da, un om foarte apreciat, mai mult decât atât. Este un reper de moralitate și de corectitudine pentru cetățenii care stau în zona Vădeni.
Ceea ce vedeți acolo provine dintr-o familie deosebită, are o familie deosebită în acest moment, este foarte, foarte apreciat. În momentul în care un model de familie, un model de profesionist, lucrează la o firmă privată, deci în Târgu Jiu, lucrează în privat. Dar vreau să fac o remarcă. Am toată aprecierea pentru toți colegii mei de pe lista de Consiliu Local, pentru că i-am selectat individual pe fiecare dintre ei. Cine v-a ajutat de 30 de ani? Acestei? Nu, o fac personal, pentru că deci este pentru prima dată. M-am consultat cu colegii mei, cu prietenii mei, cu oamenii care îi cunosc foarte bine, dar este pentru prima dată când într-o campanie electorală mă duc cu lista mea, cu oamenii mei, în care am încredere și care știu foarte bine ce au de făcut. Acolo o să găsiți profesii diferite, da? Vârste diferite, experiențe diferite de viață, da? Oameni care și atunci când mi-a fost greu, nu numai atunci când mi-a fost bine, au fost alături de mine. Au fost alături de mine și de organizația Partidului Național Liberal. Da? Pe de altă parte, de 20 de ani vorbim de reformarea clasei politice. Toți vorbim. Și poate din emisiunile dumneavoastră, la un moment dat v-ați dori fețe noi, oameni noi. Oameni care au făcut ceva în primul rând pentru ei, în carierele lor și ulterior s-ar putea să facă și pentru societate. Pentru că dacă ești o reușită tu în viața ta profesională sau în viața ta de familie, sunt convins că reușita aceea o poți transfera și unei comunități. Da? Sunt toate numele de acolo pentru mine, la toate numele de acolo le știu CV-ul în totalitate. Am avut discuții personale. Nu credeți că ar trebui umblat la problema asta cu CV-ul, adică să fie cunoscut și de târgujeni, adevărat? Nu stați puțin. Doamna, persoane doamna, noi, așa cum și-a dorit toată lumea, probabil. Da, doamna Molnar, cum să fie cunoscut dacă nu sunt Molnar, băgați? Scuzați-mă. Nu, să vă spun că Molnar a fost în genealogia mea, okay. În familia mea. Da, Mihaela. Există și Molnar. Da. Toți oamenii de acolo trebuie să promovați la un moment dat. Dacă noi nu-i scoatem la suprafață, noi cei care suntem în momentul de față lideri ai acestei comunități, nu va afla nimeni decât strict pe domeniul pe care își desfășoară activitatea. Noi trebuie să găsim resursele necesare și la un moment dat să încercăm să reformăm clasa politică. Personal, clasa politică de astăzi, indiferent că vorbim de Parlament, de Consiliul Județean sau Consiliul Local, trebuie să suporte o schimbare imediată, da? Am văzut calitatea lor, am văzut calitatea, de foarte multe ori sunt sigur că vă uitați pe televizor și vedeți calitatea unora din cei care sunt astăzi în Parlamentul României. În afară de faptul că poate atunci ar trebui să vă întrebați care este CV-ul unuia care ajunge deputat sau senator în Parlamentul României. Oamenii pe care i-am propus astăzi pe listă sunt oameni care au reușit în viața lor și în cariera lor. Da? Sunt niște învingători. Eu sunt convins că succesul lor se va transfera și în Consiliul Local pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. Profesiile sunt diferite. Așa cum vă uitați pe acea listă, nu o să găsiți niciodată doi oameni din acea listă care să aibă același gen de proiecte. Înțeleg. Eu asta le-am și propus. Deci fiecare dintre ei trebuie să vină cu 10 proiecte pentru Târgu Jiu. Domnul primar, m-au apărut mesajele. Le mulțumesc celor care ne urmăresc și ne trimit comentarii. Chiar vreau să vă rog să-i puneți întrebări domnului primar în funcție. Fără probleme, noi le vom citi. Bună ziua, o întrebare pentru domnul primar. Ne poate spune de ce poliția locală închide parcul pentru copii cu bandă? Așa, această poliție mai face multe abuzuri. Doamna Horvat, în momentul de față sunt două aspecte pe care cetățenii care vă urmăresc trebuie să le cunoască foarte bine. Poliția locală în acest moment, ca și acum 3 luni de zile, este în subordinea reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, Poliției Naționale, da? A fost trecută în subordinea Poliției Române. Da. În al doilea rând, avem un act normativ care este în vigoare, ce ne spune un lucru, că locurile de joacă rămân închise pe perioada pandemiei. Domnul primar, nu vi se pare totuși o absurditate? Doamna
Horvat. Nu fac eu legile. Eu trebuie să le respect. Pe de altă parte... Dar eu nu sunt parlamentar și nu sunt nici reprezentantul guvernului. Eu sunt primarul municipiului Târgu Jiu și nu o să pot îndemna niciodată pe nimeni. Nu pot îndemna. Că am avut o discuție cu reprezentanții poliției locale, da, am avut-o, în care le-am solicitat să fie extrem de eleganți în modul în care se exprimă și, în primul rând, să le explice cetățenilor că există un astfel de anormativ, fără ca să ajungă la măsuri extreme. Și sunt sigur că nu s-a ajuns niciodată la măsuri extreme. Dar și reprezentanții poliției locale trebuie să-și facă datoria, pentru că noi, ca autoritate publică locală, suntem obligați să delimităm acele locuri de joacă cu bandă, arătându-le cetățenilor din municipiul Târgu Jiu și nu numai cetățenilor din municipiul Târgu Jiu, că astăzi locurile de joacă din municipiul Târgu Jiu nu pot fi deschise. Dacă mâine mi-ar da cineva posibilitatea, de există un alt normativ cu putere mult mai mare decât o hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, aș introduce, dacă l-a lăsat la latitudinea noastră, înțeleg, deschiderea acestor dar locuri de joacă. Dar cum gândiți ca om această problemă? Sunt oameni cu copii care au stat luni de zile în casă. Eu personal privesc mult mai relaxat aceste măsuri. Eu personal. Da? Adică dar le-ați permit... vedea mai relaxate? Adică eu locurile de joacă le-ați fi deschis? Nu. Eu trebuie să fac în așa fel încât să înțeleagă cetățeanul că fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea faptelor și hotărârilor proprii. Da? Nu trebuie să vin neapărat cu un cadru legal extrem de restrictiv ca să impun cuiva. Dacă tu ca părinte la un moment dat consideri că este mult mai bine pentru copilul tău să meargă într-un loc de joacă sau într-un părculeț de joacă, decizia ți aparține, însă consecințele trebuie să le suporți tu, nu întreaga comunitate. Așa le văd eu, dar v-am spus, este un act normativ și vreau să repet, autoritatea pe care o conduc eu nu face altceva prin poliția locală decât să pună în aplicare un act normativ aplică legea. De domnule primar, lege. Explicați, vă rog, situația cu domnul de pe lista de consilieri despre care zic ziariștii că e certat cu legea. Și dacă este certat cu legea, cum puteți să-l puneți pe listă? Cum puteți să puneți pe listă astfel de oameni? E o lista pe care am propus-o, am făcut-o publică tocmai pentru ca toți cetățenii municipiului Târgu Jiu sau o mare parte dintre cetățenii municipiului Târgu Jiu să-mi transmită detalii despre acești oameni deosebiți. La cine s-a referit în mod special? Eu cred că știu la cine s-a referit, nu trebuie să dau eu numele, pentru că s-ar putea să fie o altă persoană, dar nu trebuie să fac eu. Dar în condițiile în care voi constata că cineva din lista mea este certat cu legea, aici trebuie însă să avem înțelegere pentru ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, legea. Fiecare civil... Am avut poate procese pe rol, că ne-am judecat pentru un teren, că ne-am judecat pentru o sumă de bani cu o instituție a statului. Din punctul meu de vedere, latura aceasta trebuie explicată foarte clar. Dacă dosarele respective ajunse în instanță sau la organele abilitate sunt de natură penală și după cercetări și după hotărâri judecătorești au rămas definitive, din acel moment, un astfel de personaj nu are ce căuta pe lista Partidului Național Liberal. Nu am elementele necesare care să mă determine să cred că vreunul dintre colegii mei, și sunt sigur că în mare parte nu o să am astfel de elemente, va ajunge în situația prezentată anterior. Sunt oameni deosebiți, oameni apreciați de comunitatea târgujiană, e adevărat, poate de un segment al comunității târgujiene, pentru că fiecare din oamenii aceștia locuiesc într-un anumit cartier. I-am văzut în relația cu cetățeanul. În momentul în care a intrat în contact cu cetățeanul, e adevărat, poate Dan Ilieș, l-am văzut în relația pe care a avut-o cu copiii pe care îi antrenează, cu părinții. Vreau să vă spun că îl adoră. Cel puțin pitice pe care îi antrena și pe care în momentul de față îi menegeriază, îl adoră. Și pe el și pe Andrei Enache, pentru că au făcut o echipă minunată. L-am văzut pe profesorul Nodea, cât de mult respect poate să impună unei generații de excepție pe care astăzi Gorjo a dat-o, cel puțin pe zona informaticii, da? De fiecare dată pe profesorul Nodea l-am avut la premierile pe care le-am făcut succesiv în ultimii 3 ani de zile. Cu unul, cu doi, cu trei sau cu mai mulți elevi deosebiți. Păi nu, vreau să vă dau câteva elemente, vreau să vă dau câteva elemente. Claudiu Fiu, da? Sunt sigur că și dumneavoastră, ca și mine, îl știm dintr-o altă zonă.
a omului implicat eu în tot ceea ce se întâmplă. Bun, nu știți dumneavoastră. Sunt sigur că îl cunosc foarte mult târgujeni și când îi pronunț numele din cei care se uită la televizor, cel puțin 50% știu cine este Claudiu Fiu, da? O persoană activă pe Facebook, este un om, nu numai pe Facebook, este un fel de reprezentant al societății civile. În perioada în care am ajuns primar al municipiului Târgu Jiu, mă bombarda permanent, pe românește, mă bombarda cu problemele pe care le identifica în municipiul Târgu Jiu. La început mi-a fost puțin teamă, pentru că venea în fiecare zi și îmi spunea, uite, acolo și se întâmplă așa. Mi l-ați apropiat. Da, mi l-am apropiat, nu în ideea că numai, că în continuare este un critic în la momentul în care vede, voastră? Nu neapărat la adresa mea, la toate situațiile care apar, că nu toate problemele care apar în municipiul Târgu Jiu sunt legate de Marcel Romanescu. Sunt și alte instituții care nu-și fac datoria la momentul respectiv. Însă, i-am făcut o ofertă, i-am spus, Claudiu, în afară de a fi avertizor public, un fel de avertizor public pentru tot ceea ce se întâmplă în municipiul Târgu Jiu, vino alături de o echipă și din calitatea ta de consilier poate putem schimba lucrurile în bine. Bun, există și alte persoane de pe lista respectivă cu probleme, vă spune Viorel Popescu. Dacă mi se transmit, eu pot să analizez. Dar dacă se va dovedi că acești oameni au probleme, chiar cu legea, cum spun cei care ne urmăresc, renunțați la ei? În condițiile în care se va dovedi că un coleg de-al meu din această echipă are o problemă legată de natură penală, legată de lege, voi renunța, pentru că discuțiile au fost individuale și pe fiecare i-am întrebat de aceste aspecte. Bună ziua, este o măsură la nivel național, nu poliția locală a luat o astfel de decizie. Probabil se referă domnul Gabi Tudor la problema cu părculețele închise. Asta vă spuneam și eu, pentru că nu este o hotărâre luată pe plan local. Este o măsură luată la nivel național și care trebuie pusă în aplicare. Viorel Popescu, vă rugăm, suntem doi participanți la această emisiune care solicită un răspuns probabil mai ferm. De ce pe lista unui primar există persoane cu probleme penale? Deci vă rog mult de tot. Eu vă înțeleg și respect opțiunea fiecăruia. În primul rând vreau dovezi, nu să arunce cineva cu mizerie pe o listă de consilieri locali. Să le prezentați deci public, public și primar, personal, le aștept cu mare drag. Comentați. Oricând. Sunt deschis să le comentez și sunt deschis să le analizez. Lista poate suporta modificări până la momentul în care va fi depusă la biroul electoral municipal. Deci nu se pune niciun fel de problemă. Sunt o persoană deschisă. Georgiana Bican spune că nu e o problemă penală, este un proces civil. Și dacă este un proces civil, eu sunt convins că 50% din cetățenii municipiului Târgu Jiu, la un moment dat, în civil, au avut o hotărâre judecătorească, procese, da? Că ne judecăm pe un teren, că ne judecăm la un moment dat cu o instituție a statului pentru o amendă pe care am luat-o, înseamnă că suntem vinovați? Dacă instanța a stabilit ca cineva să plătească în urma unei hotărâri judecătorești, e foarte bine. Problema ar fi dacă hotărârea judecătorească nu ar fi pusă în aplicare și dacă cetățeanul nu a respectat hotărârea judecătorească, dar în rest nu putem discuta de procese civile. Avem, dacă o să luați listele de candidați după aceste alegeri, s-ar putea ca 90% dintre candidații, dintre candidați, nu dintre consilieri aflați în funcție, să aibă astfel de, primar, de probleme. Mai spun telespectatorii, numărul 19 de pe listă este în curs de cercetare de pe lista domnului primar. Revenim cu detalii, doamnă dragă. Cine este pe locul 19 în listă? Știu despre cine este vorba. Păi, dar știu că culmea. Păi nu, dar de ce să dau numele unei persoane care la momentul ăsta țin și care știu că nu va avea probleme? Eu sunt sigur că au început deja șicanele. Știu că i s-a făcut persoane respective, știu despre cine e vorba, o plângere dintr-o dată de la a face o plângere. Ce, știți? Știu și pentru ce, da? Dar pentru de la a face, motivul. Dar nu, dar încă o dată, s-ar putea ca să nu fie persoana de tocmai de care discut, dar de la a face o plângere cuiva mâine, eu pot să am 10 plângeri. Asta nu înseamnă că voi renunța să candidez, nu voi renunța să candidez la primăria municipiului Târgu Jiu, doamna Horvat. Din punctul meu de vedere, vinovat este cel care este condamnat de către o instanță în România, nu cel care este reclamat. Pentru că am intrat într-o zonă extrem de sensibilă. Zonă sensibilă care s-a transferat la nivel național. Ți-a făcut mâine cineva o plângere, a doua zi toate televiziunile, mai ales la nivel național, spun Romanescu este un penal, pentru că cineva a făcut o plângere penală. Este cea mai mare jignire pe care poți să-i aduci un om.
Eu în perioada mandatului de primar sunt sigur, deși n-am participat la foarte multe astfel de întâlniri, că am avut zeci de plângeri și penale și civile, făcute de către cetățenii responsabili pe de-o parte, dar și de cetățenii irresponsabili din acest municipiu, care trebuiau să blocheze într-un fel activitatea mea și să încerce ca să mă discrediteze. Dar asta nu înseamnă că dacă cineva la un moment dat mi-a făcut plângere penală, da? Eu, unul dintre indivizii care mi-a făcut plângere penală, deja cred că a trecut de numărul 100, da? Nu înseamnă că sunt vinovat. Doar instanța judecătorească poate să stabilească dacă sunt vinovat sau nu sunt. În momentul în care voi avea pe cineva cu o condamnare, din momentul același va pierde dreptul și calitatea de consilier local. Armă și sute de proiectile ridicate de polițiști din locuința unui bărbat din Bălești, îmi trimite cineva un articol și probabil că se referă la domnul Claudiu Fiu, care este... Domnul Claudiu Fiu e exclus. Nu? Domnul Claudiu Fiu este pe locul 7 pe lista de consilier local și nu are niciun fel de problemă. Va fi viitor consilier local, deci nu vreau... Vedeți, greșim de foarte multe ori și încercăm să scoatem în evidență anumite aspecte legate de oameni care nu sunt. Adică nu vreau să greșim. Deci m-au trimis articolul ăsta cei care ne urmăresc acum. Doamna Horvat, suntem în campanie. Să dovedească, nu ne putem lua după materiale de presă atâta timp cât... Suntem în campanie electorală și vă garantez un lucru, o soluție că astfel de materiale vor apărea în fiecare zi de acum încolo. Da, spuneam, arme ridicate de către mascați de la locuința, probabil încă o dată vă spuneam. De astăzi încolo vor apărea sute de astfel de materiale promovate. Acolo, din ceea ce știu eu, și e regretabil ceea ce s-a întâmplat, dacă e vorba de persoana de care vă spun, este o reclamație între frați, între candidatul nostru pe listă, e adevărat, pe locul 19, și fratele dânsului sau cumnata dânsului. Și în momentul în care ajungi în astfel de situații, chiar eu am un regret foarte, foarte mare, pentru că cel puțin în familiile noastre, indiferent cum suntem, ar trebui să rămânem familie. Eu țin la acest termen de familie. Eu am reușit în viața mea, din păcate, nu datorită unor grupuri de interese sau altor grupuri. Ne-am putut ține ca familie împreună și am luptat pentru scopurile individuale sau pentru obiectivele individuale pe care le-am avut împreună, conturând totul într-un obiectiv de familie. Asta ne-a dus în situația în care suntem astăzi. Fratele meu, părinții mei, da? Am fost un tot unitar, iar când cineva a avut o problemă, toți am sărit să-l ajutăm, nu să reclamăm. Da? Pentru mine este cea mai mare jignire. Vă ușor să vă apărați împreună cu fratele dumneavoastră? Mi-a fost foarte ușor, pentru că a fost cel mai apropiat om. Să fiți doi într-o luptă. Și știți ce e mai important? Că am încredere 100%. Și știu sigur că nu-mi vrea decât binele. Da? Chiar dacă opțiunile noastre de foarte multe ori au fost diferite. În această campanie. Cu sufletul. Da? Mă susține și știu că este alături de mine, așa cum a fost întotdeauna alături de mine. Nu pot să mă dezic și nu se va putea dezice niciodată de mine, pentru că este fratele meu. Nu ca în situația prezentată anterior. În săptămâna în care mi-am anunțat candidatul, cineva s-a găsit să-i facă o plângere fratelui. Doamna Horvat. Este un lucru pe care nu-l pot accepta ca om, în primul rând, lăsând la o parte toată locul 19 de care discutam, poate fi oricând, persoana de pe locul 19 poate fi oricând înlocuit, da? Dar nu voi înlocui un om doar că cineva i-a făcut o plângere de această natură. Dar știți că s-au oameni care și-au pierdut cariera tocmai pentru că au avut dosare penale, după ani de zile au fost achitați, ei au rămas fără carieră, au rămas cu vieți distruse. S-a întâmplat asta, am trăit cu toții, dacă vă amintiți. Nu, dar și dumneavoastră și aici, cunoscându-vă și apreciindu-vă foarte mult, de fiecare dată când se face aprecierea la un om, și aici indiferent că e vorba de colegii mei sau de altcineva, eu personal aș cere dovada, domnule. Există vreo hotărâre judecătorească care îl condamnă pe persoana respectivă? Doar să ieși în spațiu public și să spui este penal, este condamnat, este o jignire. Eu cred că trebuie să schimbăm mentalitatea. Exact ceea ce am făcut, doamna... Pentru că s-a văzut cât au suferit românii din această... Doamna Horvat, asta vreau să fac prin această listă. Din această metodă. Da?
persoane, da. Persoane puțin cunoscute, ascultați-mă puțin, persoane mai puțin cunoscute pe care încerc să le propun cetățenilor municipiului, da, Târgu Jiu, da? Noi toți cerem oameni noi pentru că și când aducem, și când aducem, când aducem oameni noi, o parte din reprezentanții mass media spun sunt anonimi. Cum să fie doamna Horvat un candidat pe care l-am la 27 de ani? Ar trebui să aibă notorietate în ce domeniu? Infracționalitate? Furt? Ce trebuie? Notorietatea astăzi, dacă vrei să ai, trebuie ori să te apuci de furat, ori de dat în cap, ori să faci cine știe ce nebunie, că ai notorietate, pentru că văd că presa mondenă permanent, în loc să prezinte, eu n-am văzut 100 de articole scrise despre profesorul Nodea. N-am văzut 100 de articole scrise despre Dan Ilieș, care a fost în lotul național al României, dar am văzut mii de articole scrise de Vulpoiu, de Vulpița și de toate așa zisele vedete pe care le promovează televiziunile la, în spațiu online. Nu vă pot combate, da? Aici. Păi nu. Dar trebuie să schimbăm toți. Păi trebuie. Toți trebuie să schimbăm, pentru că eu pot să aleg o opțiune și un proiect al domnului Nodea. De ce? Pentru că dânsul, în primul rând, a demonstrat, după ce a venit să reprezinte această comunitate. Pot să aleg un proiect al lui doamnei Vulpe, Daniela, da? Care este o femeie? Care este o femeie? Este pe locul 6, da. Consilier actual este singura este un om care vine din actualul consiliu. Aș fi păstrat doi consilieri locali. Aș fi, nu, pe este și Bogdan Arsenie pe da? Acea listă, da? Care este consilier local. Deci noi n-avem decât parțial lista, da. Este și Bogdan Arsenie pe o poziție corespunzătoare, dar doamna Vulpe, și dacă ar mai fi trebuit să păstrez pe cineva și sunt sigur pe un loc, în primele locuri, era Mihai Paraschiv, însă am avut o discuție cu Mihai. Mihai astăzi este directorul general al unei societăți foarte, foarte importante pentru comunitatea târgujeană, da, Translocul, și are să cumpere niște autobuze. Asta este noi. Decizia care noi. Se va lua în conducerea de acolo. Mihai Paraschiv trebuie să-și ducă la bun sfârșit proiectele pe care le are în dezvoltare pentru Transloc, proiecte de 45 de milioane de euro. Nu-i va fi ușor. Și am spus, Mihai, nu te poți împărți între calitatea de consilier local și calitatea de manager al acestei societăți. Și eu sunt sigur că după următorii 3 ani de zile, de Mihai Paraschiv veți auzi ca de unul dintre cei mai buni manageri pe care au avut societățile din subordinea autorității publice locale pe care o conduc. Da, domnul primar, aș vrea să mai comprimăm un pic subiectele, pentru că ar fi multe. De exemplu, înainte să apară problema cu și reacția domnului Morega la faptul că dumneavoastră nu i-ați dat un telefon de ziua dumnealui, ați spus la un moment dat că veți veni în fața electoratului cu cele 100 de proiecte pe care dumneavoastră le-ați implementat la Târgu Jiu. 100 mi s-a părut mult. Sunt doar 123, recunosc, nu sunt 100, sunt 123, dar din cele 123 o să aleg cele mai reprezentative 100 de proiecte, pentru că vreau să fie o cifră exactă. Care spuneți că s-au implementat, da? În oraș. Da, care sunt astăzi implementate, care sunt în curs de realizare sau contractate pe mandatul de primar al meu. Acum, proiectele cu finanțare europeană, în număr de 8, 2 dintre ele sunt în execuție, 2, chiar 3 sunt în execuție, 5 sunt proiecte semnate de către mine din calitatea de primar și care se vor derula în perioada următorilor 3 ani de zile. Însă, ca să pot semna acele proiecte, doamna Horvat, a trebuit împreună cu aparatul de specialitate din primăria municipiului Târgu Jiu să facem eforturi. Nimeni nu-ți dă bani pe foi albe, mai mult decât atât. Și asta trebuie să o aduc ca remarcă, pentru că am văzut foarte multe discuții pe acest subiect. Să nu uitați un lucru. Târgu Jiu astăzi este singurul municipiu din Oltenia care a primit suplimentar față de suma pe care o aveam alocată de 60 de milioane de euro pe exercițiu bugetar european anterior, 10 milioane de euro. Deci în loc de 60 de milioane care aveam puși la dispoziție pe proiectele pe care trebuia să le depunem, din bugetul de pe Oltenia am mai primit suplimentar 10 milioane de euro. Și este un lucru extraordinar. Da? Sunt două proiecte, Infotraficul și Școala Constantin Săvoiu, Infotraficul de 8 milioane și Școala Constantin Săvoiu, care ne-au intrat din proiectele de rezervă. Am depus 8 proiecte pe acea sumă de 60 de milioane și ne-am mai dus cu două proiecte pe rezervă. Culmea este când s-a făcut redistribuirea
la nivelul Olteniei, pe ADR Sud-Vest Oltenia, Târgu Jiu a mai beneficiat de încă două proiecte în valoare de 10 milioane de euro. Asta înseamnă cu adevărat performanță în administrație. Nu proiectul de la Bârsești, pentru că lucrați în presă și pe vremea respectivă când a fost finanțat proiectul de la Bârsești și ulterior autoritatea publică locală a fost obligată din bugetul local să dea înapoi banii pe care i-a făcuse pe acea clădire. Și uitați-vă, acea clădire din fața liceului de la Bârsești, care e în paragină și acum, pentru că nu se mai poate finanța, pentru că Uniunea Europeană nu merge cu jumătăți. Păi și n-ați găsit o altă soluție, domnul primar. Nu, doamna Horvat. Acolo era și aparatură, dacă mi-amintesc bine, chiar doamna, am scris. Nu, aparatura este în interiorul colegiului, nu vorbesc de aparatură. Când se reabilita acea clădire, puteai să aduci și aparatura necesară. Da. Da? Dar asta vă spuneam. Astăzi Târgu Jiu, că Marcel Romanescu va fi primarul municipiului Târgu Jiu sau altcineva, pe următorii 4 ani de zile are deja contractați 70 de milioane de euro. Este o sumă foarte mare. În cazul în care dumneavoastră nu se întâmplă nimic, câștigați primăria, lăsați o zestre de 70. Și mai las o mare zestre pe care n-am avut-o când am venit primar al municipiului Târgu Jiu. Zero datorii ale bugetului local către altcineva. Zero. Suntem deci în momentul de față, datorii. La nivel național, suntem, cred că, printre puținele autorități care putem să ne mândrim cu acest lucru. Că nu las în spatele meu o datorie, dar sunt sigur că nu voi ajunge în această situație, o datorie către cineva. Suntem stabili din punct de vedere financiar. Spuneți-mi, vă rog, ce s-a schimbat în bine sau cum s-a schimbat în bine acest oraș după un mandat de 3 ani cu domnul Marcel Romanescu? Sunt foarte multe lucruri. E adevărat că privite individual... Privite individual par în acest moment... Domnule, nu se vede în totalitate. 1. Transparență maximă. Exact ceea ce și spuneam. Astăzi ședințele de Consiliu Local, licitațiile, doamna Horvat, dacă ați văzut, inclusiv pe Facebook-ul meu personal, pe rețelele de socializare, circulă anunțuri. Primăria municipiului Târgu Jiu scoate la licitație reabilitare blocuri. Da? N-am stat să mă gândesc, doamne, dacă cumva nu fac publică reabilitarea blocurilor sau termenul de execuție a lucrărilor, să vină cine mă interesează pe mine. Nu, doamna Horvat. Trebuie să vină la licitație oamenii care își fac datoria. Mai mult decât atât, tot vorbim de mediul de afaceri. Să nu uitați un lucru, când am venit în municipiul Târgu Jiu, firmele din Târgu Jiu erau doar subcontractanți la marile societăți venite din afara acestui județ. Astăzi, și este un lucru cu care mă pot mândri, 90% din lucrările care se execută pe raza municipiului Târgu Jiu, indiferent de ce tip de investiție, știți de cine este câștigat? De firme din municipiul Târgu Jiu sau maxim de pe raza județului Gorj. Asta este pentru mine o mare, mare satisfacție că am reușit să aduc aceste societăți din județul Gorj să poată să beneficieze de banii de la bugetul local, bugetul național sau bugetul european. Grădinița de pe Olaș și grădinița de pe Mioriței pe fonduri europene, cele două grădinițe sunt câștigate de două societăți care își desfășoară activitatea în Târgu Jiu. De ce? Pentru că oamenii țin angajați, plătesc taxe și impozite la bugetul local și din acele taxe și impozite putem într-un fel să ne dezvoltăm. Ce făceam cu firma de la Alba Iulia, de la Deva, cu firma care a câștigat licitația pe Drăgoieni de canalizare? Știți foarte bine ce s-a întâmplat. A început execuția lucrării pe o societate care a câștigat licitația și ulterior a intrat în faliment. A trebuit la un moment dat să ne punem la masă cu o firmă de unde? Din Târgu Jiu. Astăzi lucrarea se va finaliza în luna septembrie cu o societate cu capital autohton, cu acționari din Târgu Jiu. Înțeleg. De ce oare, doamna Horvat, acea societate n-a avut la un moment dat deschiderea necesară să fi participat din prima, să fi câștigat această licitație? De ce trebuia subcontractare? Asta mă întreb. Deci, pe partea cealaltă, că mi-a spus câteva lucruri. Nu s-au întâmplat. Nu. Subcontractări și cu... Din fericire pentru mine, atâta timp cât numărul de lucrări este foarte, foarte mic, există, cred că doar la o singură lucrare, posibilitatea de a se fi subcontractat aceste lucrări. Domnul primar, mai am câteva mesaje și v-am zis că... Pe partea cealaltă să nu uităm de învățământ, doamna Horvat. Vorbim este și pentru prima asta. Dată, este pentru prima dată în istoria Gorjului, când învățământul a fost tratat cu responsabilitate. De aceea
Astăzi, pe acea listă, găsiți cel puțin 3 cadre didactice. Pentru că eu, provenind din acest sistem, am considerat că de aici trebuie plecat. De la educație, de la educație și învățământ. Uitați-vă, Facebook, uitați-vă ce se întâmplă, uitați-vă ce se întâmplă astăzi pe raza municipiului Târgu Jiu. De foarte multe ori merg în cartierele, mai ales de periferie, și îmi povestesc cetățenii că sunt tineri, după părerea mea, lipsiți de educație, lipsiți de educație. Neapărat, că poate sunt foarte buni la învățătură, dar nu au educația necesară, care rămân noaptea la 3, 4, 5 dimineața și înjură sau folosesc cuvinte obscene la adresa cetățenilor sau între ei. Aici trebuie umblat în primul rând la societate ca să avem o societate normală. Mă lăsați un pic. De ce la Oradea, la Cluj, la Timișoara putem în mare parte să discutăm de o societate normală, iar în zona de sud avem foarte multe astfel de exemple. Eu nu pot să pun o bancă. Sunt zone în municipiul Târgu Jiu în care o parte dintre cetățeni ar solicita o bancă în fața blocului. A doua zi dispare. Nu pot să pun. Nu. A doua zi mă sună cetățenii de acolo și îmi spun: domnul primar, vă rugăm, ridicați, pentru că nu mai avem liniște. Domnul primar, apropo de treaba asta și după aia revin la comentarii, cu ce se întâmplă noaptea în acest oraș, multă lume se plânge că se organizează tot felul de curse cu mașini pe străzile din municipiu. Poliția locală ce face? Nu, doamna Horvat, și e foarte bine că mi-a spus această întrebare, deci, ca să o lărim. Păi nu, să o lămurim, da. Să o lămurim, da? Atribuțiile în momentul de față pe circulație în privința a ceea ce se întâmplă în Târgu Jiu revin unei singure instituții: Poliția Națională. Mergeți în fiecare noapte în Târgu Jiu, în afară de mașinile de patrulare, poliția locală se ocupă de ordine publică, nu de oprirea cetățenilor care perturbă liniștea acestui oraș, da? Deci mergeți în fiecare zi, în fiecare noapte. Mergeți în fiecare noapte. Radare, doamna Horvat. Păi și radare. Totuși poliția locală nu, păi nu, poliția nu are radar. Nu are atribuții pe acest segment. Nu are poliția locală atribuții. Deranjează. Încă o dată. Nu. Liniștea. Poliția publică. Locală nu poate opri în trafic, nu are competența necesară. Nu e trafic, e o întrecere între niște. Păi și nu e. Păi să puțin, ăla nu e în trafic, pe unde e, pe trotuar? De 18. Păi nu, cum se desfășoară, se desfășoară pe trotuar, că pe trotuar are poliția locală competență. Dar Poliția Națională, încă o dată, haideți să discutăm. Mergeți seara cu mine să vedem câte mașini de poliție rutieră sunt în municipiul Târgu Jiu? Ieșiți afară din birouri, este un apel pe care îl fac la Poliția Națională. Scoateți oamenii din birouri și trimiteți-i în stradă. Acolo trebuie să fie polițistul. Da, acolo în stradă. Eu mă confrunt. Ziua na miaza mare. Nu. Lăsați că ziua na miaza mare nu se fac curse în Târgu Jiu. Domnul, înțelegeți? Nu. Dar încă o dată să delimităm, nu le iau apărarea celor de la poliția locală. Am discuțiile acestea săptămânal, însă fiecare trebuie să își respecte. A făcut o sesizare la Poliția Națională. Am avut mai multe discuții pe acest subiect. Păi trebuie rezolvată, înțelegeți? Problema asta. Păi nu, eu nu conduc Poliția Națională. Eu nu conduc Poliția Națională. Păi n-am zis că o conduce. Nu conduc. Dar sesizări, telefoane, nu. În fiecare zi, că poate mor niște sunt copii convins, care sunt convins fac că o porcărie sunt, de sunt convins genul că sunt foarte multe telefoane. Sunt foarte multe telefoane. Sunt foarte multe telefoane care apar. Vă dau un exemplu. Cum se rezolvă o problemă în 3 zile? Am fost sesizat de către cetățenii din Bicaz, pe acolo insuliță, da? Nu mai este, doamna Horvat. Păi acum... Nu mai este, nu. Vă și spun, nu. Acum 2 săptămâni era. Nu mai este. Vă garantez lucrul acesta. Cum s-a rezolvat? Pentru că prin hotărâre de Consiliul Local, ceea ce nu pot să fac pe bulevard, am interzis asta astfel de curse. Pe stradă nu pot să fac, doamna Horvat. Pe stradă nu pot să închid o stradă. Că nu permite tot deci Poliția Națională. Ați interzis? Am interzis accesul mașinilor după o anumită oră, după ora 22, când tinerii se duceau acolo să facă tot felul de curse. Întrebați-i pe cetățenii din Bicaz, de o lună de zile. Problema pe care am rezolvat-o în 3 zile, vineri, m-am întâlnit cu cetățenii din Bicaz. Asta vă întrebasem. Mă luați cu Poliția Națională. Nu. Dom'le, sunteți primarul acestui oraș și v-am întrebat da, ce putem, ați putea face în legătură cu asta. Da, putem să facem puțin distinție între atribuțiile mele. Dar lăsați că oamenii înțeleg. Nu trebuie să facem distinție. Asta pot să fac eu ca primar. Asta pot să fac eu, să inițiez proiecte de hotărâre. Pe drumurile și pe străzile din Târgu Jiu, eu nu pot să dau hotărâri de Consiliul Local. Nu pot să dau hotărâri. În zona de la Kaufland, acolo se întâmplă lucrurile astea noaptea. Bun, sunt mai multe, sunt mai multe zone acolo unde primesc sesizări, dar v-am spus, luați ca exemplu de bună practică și asta vă pot confirma cetățenii de pe Bicaz. Vineri am fost sesizat și m-am deplasat la fața locului, iar luni în ședință de îndată am rezolvat o problemă cu care se confruntau oamenii din acel cartier. Dar
fiecare instituție în statul ăsta trebuie să-și facă datoria. Să-și facă datoria, atâta, nu trebuie să facă nimic altceva. Haide să trecem. Mai am promis că citesc niște mesaje care ne-au venit. Vă salut cu respect, domnule primar, prezent și viitor primar, vă spune domnul Chirițuiu Aurelian Cosmin. Domnul Viorel Popescu revine și spune că domnul Nodea este un om extraordinar. Era același domn care sesiza aspecte de natură penală pentru unul dintre consilieri, candidații la consilie, la calitatea de consilier, da. Același domn. Mulțumim. S-au reactivat conturile false, domnule Viorel Popescu, spune cineva în ghilimele, dacă ai ceva de spus, asumă-ți. Fii bărbat sau bărbată. Deci cineva îl ia de mânecă pe domnul mai sus. Nu, dar nu menționat. Vi se pare normal, nu vi se pare normal să fim extrem de transparenți în modul în care tratăm? Conturile false, cred că ne-am obișnuit acum. Păi nu, dar în momentul în care dai anumite date, deși nu vă furnizez, doamna Horvat, sunteți om care în momentul de față sunteți purtător de mesaj pentru comunitate. În momentul în care pui o etichetă asupra unui om, este foarte corect să ai și dovada palpabilă. Tocmai v-am spus. Dovada palpabilă, da? Eu nu pot să pronunț nici măcar numele acelei primar, persoane. Tocmai v-am spus că nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat la noi în țară, ani de zile la rând, când oameni au fost făcuți praf, când și-au pierdut carierele, tocmai pentru că li s-au făcut niște dosare vă penale și apoi au fost achitați. Acești, dar degeaba că ești cu acești anonimi de pe liste sunteți de acord? Cu acești anonimi de pe liste sunteți de acord? Vă referiți la cei pe care i-a și care sunt pe lista de Consiliul Local. Anonim între ghilimele. În afară, da, am înțeles ironia de domnul Nodea, știu și încă... Păi uite, vă întreb un lucru. E foarte bine. E foarte bine. Păi nu. Nu-i cunosc. Încă o dată. E foarte bine dumneavoastră. Poate sunt anonim pentru dumneavoastră, mine, dar pentru societate s-ar putea să nu sunt sigur că din această listă, cel puțin una dintre persoanele de pe lista aceasta o cunoașteți. Cel puțin una și s-ar putea să aveți o părere foarte bună despre persoana respectivă. S-ar putea să aveți. Asta bună mi-am ziua. Dorit. Aș avea o întrebare, domnul Romanescu, în legătură cu investitorii care vin cu proiecte pentru Târgu Jiu. Ce locuri de muncă s-au creat recent în oraș și de ce salariile la Târgu Jiu sunt printre cele mai mici din România? Ce planuri de viitor aveți? Mulțumesc. Vă roagă domnul Cristi Sim. Doamna Horvat, în acest moment, ca autoritate, păi nu, dar trebuie să explic, dacă vă explic așa, fragmentat, trebuie să explic ce am făcut și care sunt planurile pentru viitor. E o întrebare foarte bună. E o întrebare extraordinară, da? În acest moment, autoritatea publică locală trebuie să creeze condițiile atragerii de investitori sau dezvoltării investitorilor locali. Acum, sunt două segmente. Pe de o parte, atragerea. Trebuie să le creezi facilitățile fiscale necesare. Câți investitori au venit la Târgu Jiu? Mai ușor așa. Pot să fie 15, 20, 30, cel care vine și creează două locuri de muncă sau 5 locuri de muncă sau 10 locuri de muncă, îl considerați tot în categoria oamenilor de afaceri care creează locuri de muncă în Târgu Jiu? Da, să știți. Vă așteptați? Nici oameni de afaceri. Asta e important. Orice loc de muncă. Sunt cel puțin 15 societăți cu care am intrat eu. Sunt cel puțin 15 societăți, inclusiv una pe zona media, care s-au întors acasă la Târgu Jiu și care astăzi lucrează în Târgu Jiu cu 3, cu 4, cu 5 angajați. Eu încă o dată v-am spus, cineva care s-a întors, sunt firme de IT. Dacă ați putea să dați o cifră, iertați-mă. Nu, păi nu pot să vă dau o cifră exactă, pentru că sunt mult mai multe. Câte locuri de muncă s-au creat la Târgu Jiu? Dacă e să-mi dați... Eu nu pot să vă dau o cifră, pentru că... Doamna Horvat, stați puțin că eu nu sunt statistica României. Păi n-am zis că sunt statistica. Dar într-o perioadă, acum, dacă v-aș da cifrele astăzi, s-ar putea cu adevărat să am o exagerare. Păi nu poți, pentru că forța de muncă. Forța de muncă în Târgu Jiu este o forță de muncă care este relativă. În dinamică tu continuă. Cum să vă spun că au venit 10.000 de angajați și au plecat 9.000 acasă sau ceva în genul ăsta? Nu pot să vă dau astfel de date. Din punct de vedere economic, dumneavoastră, cum vi se pare acest oraș? Un oraș care se poate dezvolta în condițiile în care, și încă o dată, mergem pe doi piloni. Salvăm tot ceea ce înseamnă zona de energie prin complexul energetic Oltenia, pentru că ulterior complexul energetic Oltenia atrage foarte multă forță de muncă pe de o parte, pe partea cealaltă economia se dezvoltă de chestia asta. Cel de-al doilea rând, trebuie la un moment dat să facem front comun, am și dat astăzi un interviu la o televiziune națională, front comun cu Ministerul Culturii, cu Guvernul României, cu Consiliul Județean pe zona de turism. Sunt cele două
priorități pe care noi, ca autorități locale, trebuie să le avem pentru perioada imediat următoare. Să ne punem la masă, eu presupun că cu viitorul președinte al Consiliului Județean, Iulian Popescu, și să găsim aceste soluții de a rezolva problemele pe zona de turism. În cazul locului 4 pe listă, Nelu Slivilescu, consilier cu 2 ore al domnului primar Romanescu, și angajat cu normă întreagă și cu toată familia lui la societatea, îi spune societatea, e un SRL. Așa. Există vreo legătură cu obținerea de către această societate a unei autorizații, mai puțin, de construcție, cred că vrea să spună? Eu personal, în acest moment... Da, de construire... Doamna Horvat. A unui bloc pe plus 7 în zona hotel, unui deci, hotel de pe lângă complexul energetic. Încă o dată, văd că mesajul este tendențios, însă vreau să vă spun un lucru. Mai puțin. Consilierul va fi meu... transformată în curând în P plus 8, în condițiile în care în oraș nu se poate construi decât maxim P plus 2. Cum explică domnul primar această coincidență? Citi, eu nu cred că e tendențios, dar este tendențios. Nu, e tendențios. Pentru că știu că vine sau poate veni dintr-o anumită zonă, iar când faci astfel de aprecieri, v-am spus, pentru mine, dovada este... cea mai importantă, nu faptul. Și eu pot să fac aprecieri despre foarte multă lume. Îmi rezerv dreptul de a nu face aprecieri. De construire. Dar ce legătură are una cu alta, doamna Horvat? Păi, el dacă este, se construiește el este, el este, el este Nelu Slivilescu. Nelu Slivilescu este în echipa noastră de cel puțin 4 ani de zile a Partidului Național Liberal. Da? Acum nu mai putem să lucrăm într-o societate comercială pentru că într-o zi vezi, doamne, societatea respectivă va veni la primăria municipiului Târgu Jiu să ceară o autorizație sau să ceară un certificat. Eu nu sunt atât de limitată încât să consider că, doamne, dacă sunt consilier, n-am voie să mai fac afaceri. Deci nu consider să iau, așa. Nu mai pot să iau de niciunde consilieri. Dar eu, păi asta tocmai asta vă spun. Eu nu știu, gândesc așa. Eu nu știu unde lucrează. Dacă a fost o problemă în legătură cu deci, asta, o dată, știu eu, de... pe mine mă interesează dacă caracterul. Dacă a fost avantajat omul. Pe mine mă interesează caracterul unui om, loialitatea și profesionalismul. Nu unde lucrează în mod deosebit. Dacă Nelu Slivilescu astăzi era angajatul unui magazin, unui supermarket din Târgu Jiu, sunt sigur că apăreau aceleași mesaje către dumneavoastră, dar el tot pe lista mea de consilier se regăsea. Pentru că nu m-a interesat societatea unde lucrează. S-ar putea ca societatea respectivă să fie una dintre cele mai mici. Nu știu. S-ar putea să fie una dintre cele mai mici societăți care activează în municipiul Târgu Jiu sau una foarte mare. M-aș bucura să fie o societate cu sute de angajați, oameni care ulterior să-l susțină sau dimpotrivă. Să nu susține pe Nelu Slivilescu, să spună, doamne, nu e un coleg foarte bun, nu e un profesionist desăvârșit. Însă toți oamenii cu care am intrat în contact pentru Nelu Slivilescu mi-au spus numai cuvinte de laudă. Mai mult decât dumnealui atât... Dumnealui este consilier al dumneavoastră, nu? Nu, a fost. Nu mai este consilier. Mai a fost într-o perioadă trecută. La un moment dat a considerat că activitatea... Și nu lucrează pe cabinetul de primar. A fost o perioadă foarte scurtă și ulterior și-a dat seama că activitatea dânsului din acea societate comercială nu îi mai permite să poată să facă față și activității de consilier și s-a retras. Dar v-am spus, trebuie să luăm fiecare om individual, mai mult decât atât. Nelu Slivilescu este în momentul de față în conducerea unei asociații de la nivelul municipiului Târgu Jiu. Acolo știți foarte bine că ai președinte și administrator, oameni care sunt selectați de comunitatea din zona respectivă. Dacă înțelegi președintele, alege comunitatea din acea zonă. Eu am cu fiecare dintre acești oameni am intrat în contact direct, iar împreună cu dânsii am intrat în contact direct cu cetățeanul. Dacă aveam anumite cuvinte nu tocmai plăcute la adresa lor, astăzi nu se mai găseau pe listă. Dar v-am spus, sunt extrem de mândru de echipa pe care am făcut-o, pentru că v-am spus, toată societatea noastră de 20 de ani cere reformare. Spune, domnule, mai luați și profesioniști în politică, nu mai stați doar cu politruci. Deci, într-un cuvânt, domnul Slivilescu, unde este profesionist? Sau ce fel de profesionist? Este un foarte bun economist, pentru că asta pot să o verific, sunt economist, da? Și în discuțiile pe care le-am avut, mi-am dat seama că este un foarte bun profesionist. Este un caracter impecabil, adică un om pe care te poți baza în orice situație și un om loial Partidului Național Liberal.
Da? Da. Cu o familie frumoasă, singurul cu o situație deosebită. Singurul primar, cred, din țară care a format o listă de viitori consilieri, oameni simpli, dar cu caracter deosebit, spune cineva. Domnul Chirițoiu Aurelian. Doamna Horvat, știți ce s-a întâmplat? Bună ziua, domnul primar. Mi-am asumat un mare risc. Un mare risc pe care o parte din colegii dumneavoastră îl cunosc foarte bine. Să vin în fața cetățenilor municipiului Târgu Jiu cu individualități, adică cu oameni apreciați într-o anumită zonă, care ulterior să formeze o echipă. Astăzi oamenii aceștia sunt apreciați în zone diferite ale orașului, în diverse activități pe care le desfășoară, prin rezultatele deosebite pe care le-au obținut în cariera lor profesională și adevărat, prin apartenența la Partidul Național Liberal. Numai puțin. Bună ziua, domnule primar. Uite, un mesaj destul de interesant și acesta. Marian este contul dumnealui de Facebook. Bună ziua, domnule primar. Vrem viitor pentru Gorj Târgu Jiu. Pentru început, copiii din Gorj cu vârsta de până la 12 ani să beneficieze o dată pe săptămână de intrare gratuită la Teatrul Elvira Godeanu. Eu am impresia că niște facilități există facilități ale teatrului încheiate cu fiecare unitate de învățământ în parte. Știu. În sezonul rece, un patinoar la groapă, la groapa din centru, patinoarul să fie al primăriei, nu SRL-uri, fotbal, handbal, între școli, licee, începând cu 1 mai, tot la groapa din centru. Nu. Vin oameni cu idei. Sunt foarte binevenite aceste idei, iar îi sugerez cetățeanului dumneavoastră, dacă mai are astfel de idei, pe pagina mea de Facebook sau pe un mesaj, să lase astfel de idei. Însă, sunt de acord cu o parte dintre ele, cu organizarea unor competiții în zona de la groapă, nu pot fi de acord. Competițiile se pot organiza, așa cum am făcut anul trecut, pe bazele sportive moderne, doamna Horvat, pe care le-am realizat în Târgu Jiu. Deci putem organiza competiții de handbal, de tenis de câmp, de basket, de fotbal, pe acele baze sportive. Din păcate, în acest an, deși aveam în proiectul meu și banii necesari și organizarea impecabilă, n-am putut să le organizăm ținând cont de restricțiile impuse de pandemie. Dar nu că nu mi-am dorit să organizez. Mai mult decât atât, sunt printre primarii care a făcut ceva în acest sens. Astăzi avem un club sportiv municipal. Mă bucur că studioul dumneavoastră l-a și avut invitat pe Robert Bălăieț. Da? Am văzut că a fost o audiență foarte bună pentru invitatul CSM-ului, da? Și pentru cei care au intrat prin telefon în acea seară. Și vă garantez un lucru. Că atâta timp cât voi fi primarul municipiului Târgu Jiu, acest club va avea o evoluție permanentă și mai mult decât atât, vă mai garantez un lucru, că din acest club nu vor mai pleca în buzunarele unora bani, așa cum s-a întâmplat când era clubul Pandurii Linitul Târgu Jiu. Asta vă garantez. Să nu mai zicem. Indemnizații, doamna Horvat, indemnizațiile pe care le primeau, sumele care erau acolo permanent stipulate în acele contracte. Mari? Cât de mari? Când vorbim de 5-6 milioane de euro, cum vi se par? Vreau să vă spun, bugetul CSM-ului, anul trecut a fost 200.000 de euro, anul ăsta cred că este undeva la 500.000 de euro, da? Ia faceți o comparație, 500.000 de euro cu 6, 7, 8 milioane de euro. Cum vi se par sumele, nu? Da. Pentru că aceștia sunt banii cetățenilor municipiului Târgu Jiu și eu trebuie să răspund pentru fiecare leu pe care l-a loc unei activități. Dacă cetățeanul este mulțumit de ce se întâmplă acolo, continuăm activitatea, pentru că am de ce să continui activitatea, sunt cel puțin 200 de copii din Târgu Jiu care se desfășoară activitatea la CSM. Dacă cetățeanul este nemulțumit, din momentul acela, împreună cu comitetul director și cu echipa de conducere, le spun exact ce îmi spun oamenii în stradă. Însă, vreau să vă garantez că cel puțin în această perioadă am primit zeci și sute de felicitări pentru modul în care se organizează CSM-ul pe un buget redus. Domnul primar, câteva cuvinte despre viitorii dumneavoastră contracandidați. Și zic așa, domnul Ciprian Florescu, în două, trei cuvinte maximum. Doamna Horvat, eu am declarat un lucru. Vă spun exact imediat ce cred despre domnul Ciprian Florescu sau despre ceilalți contracandidați, da? Eu am declarat un lucru, că am venit să câștig cu propria mea echipă, iar dacă pierd, nu pierd determinat de competiția cu Ciprian Florescu sau cu altcineva, pierd datorită unei strategii. Nu mă interesează. Haideți să facem Dar nu mă interesează.
personal nu mă interesează niciunul dintre contracandidați, pe mine mă interesează propria mea strategie. Propria mea echipă. Dar nu mă interesează. Păi nu mă interesează ce se întâmplă cu cetățeanul din Târgu Jiu, nu mă interesează ce se întâmplă cu domnul, nu știu, Guță sau Florescu. Îmi pare rău că trebuie să le pronunț măcar numele. Da? Asta e strategia mea. Nu vedeți? Voi veni cu proiectele, îmi voi prezenta proiectele, îmi voi prezenta această echipă minunată în care... N-aveți un candidat pe măsura dumneavoastră, nu, în opinia dumneavoastră? Eu nu pot, eu nu pot să... Dacă nu vă interesează niciunul dintre cei care... Nu subapreciez, nu subapreciez niciunul dintre contracandidați, pentru că e o competiție. Vă bucură că sunt foarte mulți care își doresc să ajungă la... Mă bucură pentru cetățeanul din Târgu Jiu, care posibilitatea... Vă bucură în sensul deci, că se permițează niște voturi și asta mă bucură, este o situație care vă mă bucură pentru cetățeanul din Târgu Jiu, care posibilitatea să aleagă pe cel mai bun din acești foarte mulți candidați care își doresc fotolul de primar la Târgu Jiu. Dar aveți o femeie contracandidat? Am avut în permanență o competiție. O fostă colegă, nu? În competiție, în competiție am fost și în perioada când eram elev și în perioada în care eram student, am fost în competiție cu foarte multe doamne extrem de inteligente cu care m-am duelat. Asta este o competiție, chiar dacă vorbim de o competiție astăzi electorală și atunci o competiție pe rezultatele din învățământ. Nu, primar, a fost domnul Orban, șeful dumneavoastră de partid. Da. S-a spus atunci, adică lumea a fost mirată de faptul că nu s-a întâlnit cum să zic, nu s-a afișat, ca să spun așa, cu dumneavoastră, cu domnul Vâlceanu, și s-a dus la Novaci, n-a fost în Târgu Jiu, deși era normal, problemele ard la Târgu Jiu, dacă ne gândim la complexul energetic Oltenia, erau niște lucruri pe care ar fi trebuit să le discute în mod public domnul Orban, alături de dumneavoastră sau de domnul Vâlceanu sau și de domnul Vâlceanu. De ce a evitat să vă întâlnească? Așa doamna, a apărut. Doamna Horvat, da. Eu m-am întâlnit cu domnul Orban, am fost la Novaci, invitat de președintele organizației. Nu, eu vă trebuie oficial să fi venit la Târgu Jiu. Stați puțin, pe partea cealaltă... Să nu fi avut pe dumneavoastră în dreapta, pe domnul Vâlceanu în stânga. Nu știu dacă cetățenii din Târgu Jiu și din județul Gorj vor neapărat să-l vadă pe domnul Orban, vor să-l vadă venind cu soluții la nivelul județului Gorj. Prima soluție, păi nu, prima soluție a găsit-o. Știți foarte bine că s-a deblocat. Stați puțin, a fost deblocată anumite cariere în zona complexului energetic Oltenia pe mandatul domnului Orban. Lăsați trecutul glorios. Vreau să spun că erau pe mutate făcute niște lucruri. Vă aduceți aminte de un drum expres? Spuneți acum că domnul Orban a salvat. Ascultați-mă puțin. Nu. A acordat un ajutor. N-a spus că l-omoară. Bine, exagerez și eu. Haideți, nu începeți cu exagerarea. Eu vă spun de lucrurile reale. A dat un ajutor atunci când trebuiau cumpărate acele certificate. Ajutorul a venit de la guvernul Orban, da? Când s-au deblocat carierele. Nu mă știți, în momentul de față cel mai apropiat om de către președintele Partidului Național Liberal, însă trebuie să fiu corect. Atunci când am avut motive, am avut reacții trecute, da? Odată la cinematograful Sergiu Nicolaescu, data trecută pe o chestie făcută pe zona IT-ului. Ați regretat atunci când ați avut... Nu am timp de regret în viața mea. Mai puțin, când ați avut niște reacții la adresa șefului de partid. Încă o dată, eu nu am timp de regrete. Nu mă uit în spate. Singurul lucru la care mă uit de acum încolo este viitorul. A afectat, de exemplu, dumneavoastră, la un moment dat, chiar i-ați cerut demisia, supărat pentru Și, până la urmă, demisia nu este un act de curaj? Nu, dar v-a afectat apoi relația dumneavoastră cu șefii de partid? Nu m-a afectat deloc. Ba, dimpotrivă, de fiecare dată când am fost la București și când am avut nevoie, l-am sunat pe domnul Orban, mi-a răspuns pe domnul președinte, mi-a răspuns la telefon, m-a primit la dânsul în cabinet și am deblocat. Fiecare în sufletul lui, păstrează ceea ce dorește. Ați avut o discuție în sensul ăsta atunci? Am avut mai multe discuții, da? Am discutat de mai mult. Să nu credeți că e o întâmplare sau întâmplător să am ajuns în situația aceea. Însă domnul Orban, ca și mine, suntem doi oameni maturi și politic și din alte puncte de vedere și putem să trecem peste anumite lucruri. Nu trebuie să ne iubim. Doamna Horvat, eu nu trebuie să mă iubesc cu niciun... eu nu trebuie să mă iubesc cu niciun lider politic. Eu în momentul în care mă duc la negocieri, că mă duc cu un adversar sau că mă duc cu un coleg de partid, trebuie să obțin ceea ce este bine pentru oamenii pe care eu îi reprezint. Bun. În condițiile în care nu obțin, să nu credeți că este ultima dată și n-a fost nici prima dată, că am mai urmat o întâlnire la Sergiu Nicolescu în care am fost la fel extrem de deschis în discuție, nu va fi niciodată
sau nu va fi pentru ultima dată, în condițiile în care îmi dau seama că pot fi ajutat, într-un anumit moment, și ai mei nu mă ajută. Sunt mai greu de acceptat de către liderii politici. Domnul Orban va ajunge la Târgu Jiu? Păi nu, vreau să discutăm de asta. De ce nu mă lăsați să spun? Nu vedeți că am o logică în tot ceea ce spun? Înainte să intrați în emisie, mi-ați spus într-adevăr că domnul Orban va veni la Târgu Jiu, pentru că eu l-am întrebat pe domnul primar de ce nu s-a întâlnit, o întrebare pe care am pus-o și acum. Domnul Orban, de ce nu s-a întâlnit cu dumnealui în mod public să facă o poză așa? Spuneți că va veni să vă lanseze. Va veni să mă lanseze, dar odată cu lansarea mea, care e mai puțin importantă în acest moment, pentru că cetățenii municipiului Târgu Jiu știu că eu sunt candidatul la primărie din partea Partidului Național Liberal, va veni să demarăm două mari proiecte așteptate de către mediul de afaceri pe de o parte și de către societatea civilă, de către cetățenii municipiului Târgu Jiu. Sunt două proiecte. Primul, ca importanță, dacă îl privesc pentru strict pentru Târgu Jiu, este finanțarea Casei de Cultură prin Compania Națională de Investiții cu o sumă de 4,5 milioane de euro. Ca să vă dau un reper, Sala Sporturilor a fost finanțată cu 2 milioane de euro. Deci Casa de Cultură, astăzi pe indicatorii pe care îi aprobăm în CTE, joia aceasta, la București, are finanțare asigurată de către Guvernul României de 4,5 milioane de euro. Va fi o casă de cultură etalon. Pentru ce mai există case de cultură? Știți câte mai sunt în țară, doamna Horvat? Ei, așa întâmplător. Destinația. Nu, știți câte mai sunt, că toate au fost date multe la sindicate, la patronate, la nu știu ce. Mai sunt 4 case de cultură în genul celei de la Târgu Jiu. Și am salvat 4,5 milioane de deja trecuți prin Compania Națională de Investiții, care așteaptă emiterea ordinului de ministru. Și domnul prim-ministru mi-a promis că atunci când se va semna acest document, va veni și vom organiza o conferință de presă exact în fața Casei de Cultură. Aveți idee când se va semna? Undeva în luna august. Nu în aceasta, da? Și cel de-al doilea proiect care este în licitație, la care avem ofertele și s-a intrat pe ultima sută de metri, realizarea podului de la Lainici. Podului de la Lainici pentru o capacitate foarte mare pentru transportul care se face spre Ardeal. Eu personal nu mă mai uit încolo, adică spre sud, că n-am ce să văd. Personal mă uit doar spre vest, că vorbim de vestul României sau că vorbim de vestul Europei, în direcția mă uit. Eu vreau să am un oraș ca Bihoru, ca Alba Iulia, ca Timișoara. Înțelege? Nu mă interesează celelalte. Este o mare problemă. Acolo podul acela nu poate fi tranzitat decât pentru o capacitate limitată a transportului. De data aceasta se vine cu o investiție foarte mare. Cred că undeva la 20-30 de milioane de euro pentru realizarea unui pod într-un termen de un an de zile, 12 luni, peste care să se poată trece și cu tonaj de 40 și mai mari. Nu știu exact, că nu mă pricep la transport. Pentru noi, podul acesta era în momentul era de față nodul gordian, da? Sigur. Era singurul punct în care Oltenia cu Ardealul nu se puteau închide. Am foarte mulți oameni de afaceri care au venit din vest, din zona vest a țării, și care mi-au spus: domnul primar, dacă mâine rezolvați problema infrastructurii, pentru că noi suntem obligați ori să mergem pe Valea Oltului, ori să ne ducem pe malul Dunării, la noi totul se rezumă la bani. Da. Dacă legătura între Târgu Jiu și Oradea sau Alba Iulia se face într-un timp mult mai scurt, noi venim spre dumneavoastră. Și domnul Orban ce va face în legătură cu podul de la Lainici? Va veni și va prezenta situația și modul în care au fost deblocate acest proiect. Da? Va veni aici când se va semna acel contract de finanțare cu societatea, care va câștiga tot în august. Sunt două mari obiective pe care le-a realizat. Construit și va fi reabilitat într-un an de totalitate. În totalitate. Cu 40 și... Cred că e vorba de 20-25 de milioane de euro. Peste 20 de milioane de euro. Da. Acum știți cum este suma? Suma este dată de licitație. Deci după ce se deschid ofertele, vedem exact care este suma care a fost ofertată. Bună ziua, domnule primar. Când rezolvați asfaltarea sau închiderea căii de acces dintre strada Primăverii și alea Pelinului? Nu mai putem sta în curs din cauza prafului. Vă mulțumim și încă un mandat. Este o investiție mult mai importantă. Eu știu că pe strada Pelinului în ultima perioadă am introdus utilități. Și doamna Horvat, vreau să vă spun un lucru pe care sunt sigur că îl urmăresc toți telespectatorii dumneavoastră în această perioadă. Exact ce am promis înainte de preluarea mandatului, același lucru îl fac și acum. Nu voi asfalta nicio stradă în municipiul Târgu Jiu, decât o voi ține
o voi întreține, decât în momentul în care voi avea introduse utilitățile. Dacă pentru că nu vreau să repet istoria trecută. La Bârșești s-a făcut drumul acela european, nu există canalizare, probabil o să spargă când... Vor fi obligați să facă, poate fac cu subtraversare, că aveți posibilitatea la Bârșești să adică faceți și cu subtraversare. Adică când va fi introdusă canalizarea. Păi nu, e o mare problemă. Stați să vă spun, e bine că ați deschis acest subiect și pentru dumneavoastră și pentru mulți cetățeni din zona dumneavoastră. Canalizarea la Bârșești nu se introduce de către primărie, este un proiect cu finanțare europeană pe care societatea Aparegio, care este în subordinea Consiliului Județean, spune că l-a depus pentru finanțare și tot ce este peste malul Jiului, în zona spre Bălești sau spre Tismana sau spre Romanești, tot ce este pe malul Jiului, depinde cu privire în stâng din poziția aceasta, este prins în acest proiect cu finanțare europeană din bugetul local. Nu pot, atât timp cât a fost prins proiectul de canalizare pe toată această zonă de vest, când credeți că să finanțez. Va avea Bârșești o canalizare? Nu, eu vreau să vă spun un lucru. În primul an, în primul, mă gândesc că dumneavoastră trebuie vă dau, vă spun un lucru. În primul an, după ce Aparigio ne va spune foarte clar, am primit finanțarea sau n-am primit finanțarea. Înțeleg. Dacă nu vom primi finanțarea din fonduri europene, primăria municipiului Târgu Jiu se angajează prin mine că va realiza această canalizare. Ce faceți cu necazul de la Slobozia? Nu e incredibil și este cumplit când treci prin acea zonă. Nu știu cum pot să respire oamenii aceia. Dumneavoastră sunteți primarul acestui oraș de 3 ani. Și o mare problemă. Ce este cea mai mare problemă pe care o are municipalitatea Târgu Jiu în acest moment. Ați renunțat la ideea cu aducerea unui padoc acolo? Eu personal, da. Ați renunțat? Eu personal, da. Sper ca să renunțe și consilierii PSD și PSD. Alde. Pentru că este un proiect. Ei își doreau un padoc acolo. Mutarea padocului de la Bârșești. Le-am promis cetățenilor. Pe lângă Duhoarea deja există. Cred că le-am dus de multe. Ca primar, le-am dus prea soluție? Multe probleme. Am găsit o soluție. Am chemat societatea Aparegio Polaris la discuții în perioada trecută și în următoarele luni sunt obligați. Deci toată vara asigură... vor sta cu același miros. Stați puțin, vor sta până în 2033, nu cu același miros, cu groapa de gunoi. Pentru că acel contract, și mă bucur că atunci când a fost semnat contractul cu apa, cu Polarisul, a fost poate mai puține voci extrem de vehemente pe vremea domnului Cârciumaru. Văd că oamenii acum uită un lucru. Că în 2007, când s-a creat acea groapă de gunoi, sau când s-a realizat această groapă de gunoi, nu aveam nicio calitate decât calitatea de profesor la universitate. Când s-a făcut publicitate pentru realizarea acelei structuri din zona Bârsești, au fost foarte puțini vocali. Da? Există niște tabele la primăria municipiului Târgu Jiu. Păi nu, la vremea aceea nu s-a opus nimeni. Vă imaginați vreodată atunci când li s-a adus la cunoștință că acolo va fi groapa de gunoi, că va mirosi vreodată a parfum în zonă? Păi nu, că era ecologică, așa păi se nu, spunea așa că va fi. Dar încă o dată, dacă trebuie apropo, să găsească... într-o emisiune trecută am zis groapă ecologistă, vă rog să mă iertați, am greșit. Deci groapa ecologică de acolo. Dacă cineva la un moment dat a prelungit acel contract până în 2033, a fost prelungit înainte de a ajunge primarul municipiului Târgu Jiu. Eu sunt legat, în momentul de față de un contract pe care sunt obligat. Nu poate fi, nu poate fi doamna Horvat, că atunci când s-a semnat contractul, s-a semnat cu avantaje doar pentru Polaris și cu obligații pentru primărie. Păi există instituții care, uite, ne condamnă acolo în legea mirosurilor. Dacă faci, nu știu ce. Aveți instituțiile abilitate din subordinea Ministerului Mediului. Mi se pare că cărora le și adresăm și le adresăm petiții. Haideți că noi am întârziat mult de tot, domnul primar, ne-am luat cu vorba. Ne cunoaștem de atât de mult timp încât putem să discutăm. Ce părere are domnului primar de lucrurile de canalizare? Asta am citit, numai puțin. Îl interesează... Nu înțeleg ce vrea să spună. Îl interesează Laura Alboiu. Nu îl interesează cine sunt și ce promit ceilalți candidați. Dânsul își promovează echipa și proiectele dânsului. Nu trebuie să asculte decât de cetățenii municipiului și de dorințele lor. Ceilalți vor promova și vor promite. Spune cineva. Deci ne spune nouă că nu trebuie să vă intereseze restul contracandidaților, restul candidaților. Vor promova și vor promite tot felul de proiecte fanteziste. Este părerea dumneavoastră. De ce nu este invitat și Cărciumarul să fie muștruluit și, și nu pot să folosesc cuvântul, că cel care a distrus Casa de Cultură, Industria, Mocănița și așa mai departe în Târgu Jiu. Deci încerc să-l aducem și pe domnul Cărciumarul la Târgu Jiu TV.
Ce a făcut Mischie pentru pod? Ce a făcut Mischie pentru pod? Da. Nu știu, oricum... Vorbim de asfalt, știți cum arată praful din cartierul Narciselor, de pe străzile care aparțin domeniul public, dar gropile efectuate circa 5 luni. Stați că aici trebuie dar să răspund. Dar bălțile de noroi, vă întreabă lumea. Stați să răspund, pentru că am fost... Doamna Mădălina Mischiu. Nu, nici nu mă interesează în mod deosebit numele doamnei, pentru că știu foarte bine care este acolo soluția. În comparație cu perioadele trecute, am identificat că zona respectivă are o problemă. Nu avea străzile asfaltate, nu avea canalizare. Am alocat 30 de miliarde, doamna Horvat, din bugetul municipiului Târgu Jiu, pentru ca acea stradă să aibă toate condițiile necesare unui trai decent și în municipiul Târgu Jiu. Este în execuție. Dar nu, deci este de 6 luni. Acolo. Nu este de 6 luni. Lucrarea este în execuție de 2 luni de zile și vreau să-i garantez doamnei că în fiecare zi, eu ajung în acel cartier pentru a verifica stadiul lucrărilor. Din păcate, în perioada trecută, lucrările au fost puțin stagnate pentru că trebuie realizate capacele pentru gurile de canal și acelea se toarnă și ulterior se aduc în zonă și se plasează acolo. Că vor avea, că nu vor avea grop și nici vor avea stradă asfaltată, canalizare pluviară și canalizare și toate utilitățile de care au nevoie. Deci aia pot să le garantez și oamenii de acolo știu foarte bine. Marius, dacă... numai puțin, știți cine a adus groapa de gunoi acolo? Ăia pe care îi susțineți voi, PSD-iștii sau copiii lor. Deci, îmi pare rău că v-am dat impresia asta. Nu susțin pe nimeni. Acolo e chiar o problemă infernală pe un necaz care nu se mai termină pentru cei care locuiesc în Slobozia. Și, bineînțeles, știam cine a făcut posibil acea groapă de gunoi. Păi nu, stați puțin. Cei care au făcut posibilă groapa de gunoi, acum vreau să vă aducă și câinii. Da? Aceeași reprezentanție deci a Partidului Social Democrat. Ne acuzați că susținem noi pe asta, e o prostie, înseamnă că nu vă uitați la emisiunile noastre. Când unii și-au cumpărat terenuri în Narciselor cu 3 euro pe metru pătrat, a plăcut. Adică le-a plăcut. Acum ce? Nu, stați puțin, acum aici discutăm. Cer facilități. Doamna Horvat, haideți să discutăm. Oamenii și-au luat, într-adevăr, dar stați puțin. Nu. Vreau să fac o precizare ca să... Da, a fost un preț înțeleg... de 3 nu, euro pe nu, metru pătrat? Nu. Cetățeanul care vă scrie face... nu face distinția între cele două zone. Vorbim de cartierul concesionat al primăriei, care se află cumva în imediată apropiere a blocurilor ANL, între ANL-ul și Târgu de Legume, și cartierul privat din Narciselor, da? Un cartier în care a fost implicat și domnul Florin Urdea, foarte apropiat, fostul șef al poliției locale, foarte apropiat de domnul Cârciumaru, da? Care au lotizat, au făcut vreo 200 de loturi și le-au vândut acelor cetățeni, nu știu cu ce prețuri. Însă, prin PUZ, și-au luat angajamentul, din punctul meu am de vedere, problema, că vor asigura toate utilitățile cetățenilor din zonă. Deci sunt două cartiere total diferite. Unul, ca domeniu inventariat, ca domeniu public al municipiului Târgu Jiu, pe care realizăm și introducem utilitățile, celelalte trecut în domeniu privat al unei persoane fizice. Sigur, orice problemă putem să o discutăm, că de aceea am și venit la emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc pentru răspuns. E bun că vă stricați și dumneavoastră mașina pe străzile din Narciselor. Urdea are de la Cărciumaru 8.000 de metri pătrați. Nu, are 200.000 de metri pătrați. Despre PUG, repede, două cuvinte, vreau că am întârziat mult de tot. Este depus la primăria municipiului Târgu Jiu, se fac analizele corespunzătoare, dacă specialiștii... Deci noi n-avem un plan urbanistic general de peste... De când și ați aflat acum, doamna Horvat? Păi nu, că noi am mai vorbit. Păi nu, dar ați aflat acum că n-avem... Dar și dumneavoastră ați spus că ați luat legătura cu... Diferența între mine... Adică eu acum aflu... Păi nu, din 2008 nu avem un PUG, știați, nu? Păi da, dar ați fost cel care a vorbit de multe ori despre asta, ați promis că ați promis. Da, eu am documentația. În comparație cu ceilalți, am două probleme rezolvate sau un curs de rezolvare. Pugul care se află astăzi la primăria municipiului Târgu Jiu, la serviciul de urbanism, depus de către societatea respectivă, dacă mai sunt anumite clarificări, le vom transmite societății pentru a le remedia, dar avem documentația și mai avem un mare avantaj, ceea ce nu credea nimeni, că facem planurile generale pentru centura municipiului Târgu Jiu. Știți foarte bine că atunci când a început realizarea acestei centuri, noi nu o știam cine sunt proprietarii și nu aveam identificate acele loturi. Da, astăzi, pe licitație, se realizează acest plan din 2014. Cam cât timp credeți că o să avem un plan urbanistic general la... Nu depinde în mod direct de mine, depinde de specialiștii de... Numai dacă ne uităm la școala
Ștefulescu, lângă care s-a ridicat un mai bloc. Pe terenul acela cu parcarea dată de către PSD, nu? Da, nu contează acum, domnul primar, sunteți primarul acestui oraș și asta. Sigur și respect și legea. Astea s-au întâmplat respect... în urbea pe care Nu, păi nu, stați puțin. Eu sunt primarul municipiului, nu sunt reprezentantul consiliului local. Iertați-mă, am o curiozitate. Sunt primarul municipiului, trebuie și eu. A fost un scandal atunci sau v-ați luptat pentru ca acea construcție să nu fie ridicată acolo? Da. La momentul acela? Da, cu angajații din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Iar dacă au greșit cumva, eu nu sunt specialist în urbanism. Eu nu știu, da, cum dar dacă, dacă autorizația respectivă a fost dată în mod ilegal, merg acolo unde trebuie să meargă, la pușcărie. Bun. Eu asta le spun foarte clar și i-am atenționat, n-am avut nicio relație de niciun fel cu omul care a construit acel bloc. Însă, și pe doamna Pasăre și pe toți angajații din primăria municipiului Târgu Jiu am atenționat de un lucru. Dacă se constată cumva de către un organ abilitat că acea autorizație cu semnăturile specialiștilor este dată în mod ilegal, trebuie să părăsească instituția. Nu să rămână angajați în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Și s-a făcut vreo sesizare în legătură cu posibile nereguli acolo? S-ar putea să fie. Nereguli acolo? S-ar putea să fie. De ce n-ați depus-o dumneavoastră dacă vi s-a părut că e ceva nelegal? Eu semnez documentația pe baza semnăturilor angajaților din primărie și după aceea mă autosesizez atâta timp cât am garanția că oamenii de acolo își fac datoria până la o probă contrarie, semnez. Eu nu sunt specialist și în urbanism, și în juridic, și... Că da, sunt atâtea semnături sub... Deci, sub mine, e adevărat că poate acum îi deranjează că sub semnătura mea mai sunt încă 5 semnături. Pentru că am vrut ca acel document, toate documentele care trec pe la urbanism, să fie semnate de 5 specialiști, nu de către unul sau doi. Domnul primar, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru Aceasta invitație. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Numai bine tuturor. La revedere!